n-am reușit o victorie, le-aș fi dorit foarte mult și eu jucătorii pentru a încheia acest sezon cu o victorie pe propriul teren. Da, pentru spectatori ar fi fost frumos. După păcate nu am reușit, cu toate că prima repriză am jucat mai bine, chiar dacă am luat acel gol din fază fixă. Ne-am creat câteva situații bune, am avut o bară. Cred că și acel gol al lui Robert Alexandru, eu cred că nu a fost ofsaid, dar a fost pe linie, mă rog, așa a decis arbitru. Un arbitraj care așa nu mi-a plăcut azi, a dat tot ce se poate, faultul și am vrut de multe ori joc, în loc să lasă jocul să aibă așa continuitate și spectacol. A doua repriză am închis jocul, v-au jucat la rezultat. I-a interesat foarte mult pe ei să obțină Bănescu un punct pentru că i s-a luat matematic. Și am închis foarte bine jocul și încercau pe contratac, iar noi n-am mai reușit să pătrundem, să mai avem ocazie și a fost așa un joc închis. Și bine pe Justin a apărat și acel penalty. I-am dat și lui șansă și o să continui cu el la Craiova pentru că merită și eu știți la jucători care nu au apucat să joace mult. Iar cu această ocazie l-am deputat și un junior. Întrebări? Da. Ai pensat suficient oameni la Craiova? Bă, e greu, pentru că în momentul acesta a fost 16, 5 rezerve, dar Mișlăricu nu o să joace, cred că are 4 galbene, o să reintre Venga. Dar deja am vorbit cu jucătorii francezi și deja și Zubir mi-a spus că pleacă, mi-a zis și înainte de meci. Am vorbit cu el și am încercat și l-am promis să rămână pentru acest meci, dar acum e greu. Cred că și Bejorji și Guerriero, tot la fel intenția lor e să nu mai vină la ultimul meci. Eu o să încerc să-i conving, dar dacă e decizia lor, nici nu pot. Le respect și încercăm să mergem 12, 13, cât suntem, să ne respectăm pe noi competiția și să scot ce pot să scot de la acel meci cu acest meci cu prea. Pentru că ați adus vorba de Zubir, am întrebări. Vorbesc de repriză de partea a doua a meciului, da? În care s-a văzut primele faze undeva pe partea lor, pe partea noastră dreaptă, existau posibilități de a pătrunde. Zubir nu a mai făcut pătrundele directe, s-a încercat pasă destul de lungă, de la mijloc ca spre vârf și acolo era clar în sensul că nu poate primi mingea. Și oricum de la distanță, bănuiesc că l-a spus, le-a șerut pătrunde. E chiar și o echipă care are un sistem ciudat. Ei joacă cu 5 fundași. Da? Deci joacă cu 5 fundași. Așa un sistem 5-3-2. Se blochează foarte mult în zona centrală. Are și 3 jucători masivi. Da? În care am preferat și Astafei pe bandă. Nu să pun vârf. Și pe Zubiri tot la fel. Tot să pătrundă, să caută acele culoare. Și am încercat să fim foarte mult cu David. Da? Și în discuțiile cu jucătorii, să știți că e final de sezon. Și eu nu am avut foarte mulți jucători la dispoziție să pot să rotez în anumite momente, mi-aș fi dorit. Și atunci a fost nevoie să joc tot timpul cu ei și pe final de campionat, sub presiune, apar aceste probleme fizice care la un moment dat terenul, lipsa de oxigen, e greu să găsești soluția așa exact cum o găsea el sau spunea toate la alte meciuri. Și apar aceste pase greșite sau nu mai suflu respectiv. Da, deci pe undeva sunt de acceptat, cel puțin că atunci le înțeleg. Presupun că ați citit presa după meciul de la Voluntari. Ce ați simțit? Ce ați gândit? Păi nu, mi-a părut foarte rău pentru că era un meci care chiar nu ne pusesem la speranțe. Veneam după două victorii și păcat că nu am reușit să câștigăm. Pentru că veneam la un punct și sunt convins că și motivația de astăzi și de ultimul meci era altfel. Nu plecam nici jucătorii și abordam altfel. Vă scuzați, probabil că nu m-ați înțeles. S-a discutat despre un blat la un meciu Viitorul Petrol, în care principalul vinovat a fost Benga. Într-adevăr, Benga a greșit. Da, el l-a vorbit după meci cu noi și a cerut scuze, nu știu, a avut acea intervenție cu mâna, după aceea nu s-a putut abține, să spun, un jucător cu experiență, trebuia acolo la faza aia să nu ia al doilea cartonaș galben, da? Și a făcut acel faul și l-a lăsat în 10. Nici eu nu pot să-mi explic, da? Pentru că eu știu ce a fost în mintea lui acolo. Da, indiferent cât de presiune ai și cât de mult doresc să câștigi, nu poți să. Totuși au fost niște greșeală așa, o naivitate, care mi-a costat. Dar mai mult de atât la ce spui tu, eu nu pot să-mi acuz sau să merg mai departe la alte, să-mi fac alte gânduri, pentru că nu cred în așa ceva. Iar dacă totuși are cineva ceva, poate să aducă dovezi, dar eu ca antrenor niciodată nu pot să acuz un jucător de-al meu sau pe altcineva în aceste lucruri, chiar nu.
n-a simțit nimic atunci la hands-ul ăla, nu să dea cu capul, să ridici mâna așa, într-o situație care nu și-a dat rostul. Eu mai mult ca într-un consider o greșeală, nu pot să merg mai departe. V-am spus, sunt cu ei aici de două luni, am stat zi de zi, dar nu pot să am astfel de scenarii. N-am făcut niciodată, nu am intrat în aceste lucruri și nu cred că un jucător de-a mea ar putea face așa ceva, dar atât pot să spun, mi-e greu să intru, v-am spus, să mă gândesc la alte lucruri. Pentru că ar fi, pentru că ar fi ceva foarte groaznic, urât. Va face parte din lotul pentru Ucraina? Da, va face parte și va și juca pentru că nu e Michel Ritu și cu siguranță că va juca. Am o întrebare și aș vrea să fi sincer. Meciul cu Craiova va fi ultimul la Petrol pentru dumneavoastră? Păi va fi ultimul așa de acolo oficial, pentru că nu mai sunt etape și doi, nu am vorbit cu nimeni din club care să-mi propună ceva. Eu am spus-o, cred că două săptămâni înainte, că mi-aș dori și mi-ar plăcea să continui la Petrol. În primul datorită acestui club, care de când am venit eu, am spus-o din primul moment, că club de tradiție, un club cu o istorie frumoasă și mi-au demonstrat-o în cele două luni suporteri care au fost lângă noi, nu prin gestul care l-au făcut, dar prin sprijinul care l-au dat și ne-au încurajat la fiecare meci acasă și afară. Și eu aș rămâne la această echipă un an, dar cu ideea de a promova, dacă există un management, bun, e clar. Eu le-am mai și o două întrebări. Da, nu ce problemă. Nu te supăra. De ce un antrenor face o schimbare sau două schimbări între minutele 40 și 45. A greșit el echipa cumva sau jucătorii n-au dat randament? De ce nu mai lasă două minute să schimbe la pauză? Nu, pentru că am vrut să schimbe... Sigur, nu mai așteptam în primul rând să iau roșu. Da? Deci a fost, puteam să iau, a fost acel penalt, echipa era bine și puteam oricând să dăm un gol sau să revenim în meci. Asta nu era o problemă, dar a trebuit să schimb puțin. Și nu am vrut să mai aștept, pentru că și pe Georgina acel meci nu mi-a plăcut cum mi-a adus un aport ofensiv. Și chiar am vrut să schimb mai devreme. Chiar vorbeam cu stafful meu și a spus că aș vrea să schimb mai devreme pe Georgina, pentru că nu era conectat, nu mi-a plăcut așa prezența lui. Vreau mai mult, adică era un meci care vreau mai mult, ceea ce mi-a dat David. Și atunci chiar vreau să schimb și a apărut acel cartonaș roșu care încă nu era în joc. Nu. Și atunci a trebuit să risc, chiar dacă... Câteodată trebuie să schimb minutul 40, 39, 40, nu mai contează. Simt asta și o fac, mă las prada instinctului. Mă gândesc că să simt ei prost când mai e un minut până la pauză. Da, să simt și asta e ce să facem. Eu trebuie să iau decizii care mi le asum și nu mai contează că schimb omul. Schimb în detrimentul echipei ca să aduc un plus, să transmit ceva. Am vrut să transmit ceva echipei prin acele două schimbări și jucătorilor că chiar dacă e minutul 40 sau 43, asta nu înseamnă că a doua repriză puteam să-i luăm și am avut posibilitatea, să zic că, până la urmă, am avut trei ocazii foarte mari. Să înțelegem că pe George era foarte sigur de postul lui, de echipă, de locul lui, pentru că așa cum s-a văzut și meciul de astăzi. Păi da, așa cum s-a văzut și meciul de astăzi, atunci când ai concurență, Bețeanu fundaș dreapta, da. Deci el cu David își joacă postul, David de ea suferă puțin, cum am mai spus, pentru că nu am făcut pregătirea de iarnă și nu e fizic, nu stă bine, eu am avut niște dispozitive și se vede că nu are suflul ăla. În schimb, David e foarte bun acolo și, într-adevăr, e mult mai agresiv. În schimb, fundaș încă nu am decât pe George, adică nu am pe altcineva și e normal că tu ca jucători, știți că indiferent ce ai face, nu te schimbi, atunci pe undeva e normal să fii un pic mai relaxat. Și din cauza asta, probabil, n-a fost conectat. Cum și astăzi, la fel. I-am vorbit cu el, mi-a spus să fie conectat, chiar dacă e un meci care nu are așa o miză, dar pentru mine contact, chiar vreau să câștig, adică... Pe de asta e o victorie pe Ce vreau despre Iustin Popescu? Iustin, da, i-am dat șansa, am vorbit cu el și noi având așa, am vorbit și cu el și cu Cobrea, a fost un, să știți că un coleg foarte bun, și s-a înțeles foarte bine cu Cobrea și în vestiar. Și am decis să-i dau și lui aceste două meciuri, pentru că merită la momentul când s-a pregătit, da? Iar am spus că o să-i dau pe final de campionat, dacă nu avem șansă așa reală la, da, să ne salvăm. Merita și el, așa cum merită și Robert Alexandru. Și el a făcut un meci bun, afară de ieșirea aceea puțin la calculat din acolo, dar restul a fost plin, prezent în joc, așa, a pus pe altul care a spus foarte bine și reacția după, deci, bravo, mă bucur pentru el. Deci, ultima întrebare, Amin. Da? De ce crezi că un club așa de tradiție, cu suporteri frumoși, a avut în acest campionat, au cât ai stat la noi, arbitraje foarte multe împotrivă. Și îți dau și astăzi Avranca de obicei contra lui Petrolul. La acolo să vezi la televizor, timp, îl împinge pe Popescu, o să vezi faza. La gol. La golul, da. Chiar îl împinge.
Pe urmă, Roberto Alexandru e pe linie, deci nu e offside, 11-11 metri ăla e și nu e. Plus Hensu, care ai și cerut în 80 ceva, da, la un voto. A fost foarte și eu, a fost foarte nervos, nu prea sunt de obicei, dar mai mult mă irit nu la ce joacă echipa, că asta am încredere și nu neapărat mă supăr pe un pasele și s-au întâlnit, dar mă irită maniera de arbitraj, pentru că asta a prerupt jocul foarte mult, îi spuneam și la cel patru arbitru, și lui în teren, chiar acolo cu Hens. Adică mi s-a bătut de astea și mulți arbitri români, ce am observat eu, că au așa o tentă, o teamă, o frică. Singurul care îmi place și lasă jocul foarte bine e Cristi Barna, să știți. E un arbitru care lasă foarte multe fauturi așa la limite și dă posibilitatea jocului și așa ar trebui să fie, să dăm tenta asta, să avem mai multă intensitate, să pur... Nu, noi repede cartonaș, repede fault, stă 3 minute un jucător, nicio problemă, intră, mai dă un minut de premunci, acolo stă 4 minute dacă mă înșel un jucător al lor, mă libe, și a dat 2 minute. Desea care te irită, nu pot să spun că a influențat foarte mult rezultatul, că nu sunt nici eu, nu cad nici în altă parte. Dar sunt mici detalii care chiar fac diferența. Adică și noi singuri și într-adevăr am mai avut arbitraj așa. Dar vă mai asta vreau să fac. Câte ori, vă mai amintiți de câte ori v-a arătat în offside, tai că sunt. Era prins în tatăl, într-adevăr, nu. Că și eu l-am deci nu e asistent. Nici nu sunt perfect, da, e adevărat. Sunt foarte bine. Parcă prea mult astăzi, prea mult așa, la orice ținere, la orice mic fault, așa, gata, arată de galben sau mai grijă, că te dau afară, deja nu. Credeți că soarta petrolului a fost decisă și de arbitraj? Nu. Cel puțin de când am venit eu, nu au greșit așa treabă în care să influențeze rezultatul. Nu știu ce s-a întâmplat, adică înainte ce se s-a întâmplat, dar acum a fost, nu știu, dacă stau să mă gândesc așa, pro nu am avut. Adică nu mi-amintesc un arbitraj în care să spun astăzi a favorizat așa, fără să aibă, vă dați seama ce înțelegi ce vreau să spun, dar așa că în contră mi-a dat anumite decizii, chiar m-am fost defavorizat așa. Nu, deci exclud să dau vina pe proces. Puteți să mă pun la Craiova să duplicăm, dacă vom mai exista cu... Păi eu am putut să câștig pentru că le-am spus și la băieți, așa că înainte de joc era important, pentru că treceam înaintea Timișoarei, nu știu cât nu le salvam, dar n-aș fi putut așa să te duc chiar pe ultimul loc. Poate îi depășeam și clar că treceam înaintea lor, măcar pe autoritatea, și nu știu ce s-a întâmplat cu aceea, dar la treaba, indiferent câți jucători voi merge, eu nu am curaj și dacă suntem 9 și 11, mergem și ăștia suntem și ne jucăm până la capăt. Acest campionat. Pentru că așa și trebuie. Deci nu trebuie să ne fie teamă. Nu e nicio tragedie. Petrolul s-au făcut multe greșeli. Eu am fost ultimul care a venit aici și am încercat la început, știți foarte bine, încrederea și am acceptat această provocare și oricum accept. Nu ne teamă de absolut nimic. În fotbal fac asta cu mare drag și pun foarte mult suflet și o voi face în continuare. Da? Dar eu cred că acest lucru merită mai mult și că spun merită mai mult mă refer la un management mai bun. Și pe viitor să petrolul să nu mai bă așa, să bată la cupe europene, să fie sus, acolo în clasament, în play-off, pentru că merită la tot ce se mișcă așa în jurul acestei echipe, față de alte echipe din România. Credeți că va avea parte petrolul de management bun? Eu sper că cineva să învețe din greșeli, pentru că s-au făcut greșeli, clar. Nu trebuie să arăt pe cineva cu degetul, nu asta e ideea mea, dar e clar că s-a greșit și atunci ce poți să faci pe viitor ca să înveți lucrurile? Să-ți asumi aceste greșeli și eu, ca antrenor, fac tot timpul analiza și spun mi-am greșit, ce trebuie să fac, să îmbunătățesc. Eu cred că așa trebuie să facă fiecare, să-și asume această greșeală și să aibă responsabilitate, suntem oameni, greșim și cred că dacă lucrurile se îndreaptă pe viitor, atunci ca toți vor avea și alte, cum să spun, va fi apreciat. Ok, mulțumim.